Prieteni, astăzi vin cu o nouă rețetă și haide să trecem la treabă și să vă arăt despre ce este vorba. Deci, prima dată este vorba de dovlecei. Ia uitați, i-am luat, i-am curățat, le-am pus sare. Aici am iaurt grecesc, brânză mozzarella și am 6 ouă. Ouăle le batem. Le-am tăiat dovlecei, le-am pus un pic de sare să scurgă de apă. Am pus într-o tavă, ia uitați aici, un pic de unt. Și acum vin cu feliile tăiate. Și le punem în tavă. După ce am pus, uitați, astea, așa. Acum vin și pun un pic de smântână, nu toată, iaurt, pardon. Uite așa și le întindem. După ce am pus iaurtul, vin cu ou și la fel procedez. Nu-l pun tot și îl întind. După ce l-am întins și ouă, vin cu brânzică. La fel, întind și brânzica. Eu am pus mozzarella, am ras-o. Și o întindem peste tot la fel. După ce am întins și brânzica, venim cu același... ce am făcut și înainte. Întindem... dovlecelul. La fel acoperim și la fel punem până umplem tava. La fel, am pus dovlecelul, punem iaurtul, ouăle și brânza. Am pus și capa a doua și acum venim cu următoarea. Punem dovlecei. Iar acum este ultima capă. Am avut 6 dovlecei, nu foarte mari și același procediment. Procedăm la fel. Ia uitați ce bine arată. Wow, wow, wow. Are 3 cape și acum, ca să îi dau ultimul, așa, o tentă de, am înmăcinat și îi punem așa un pic. Și punem la cuptor jumătate de oră. L-am cuptorul încins și băgăm la cuptor. Vedem după aia. Ia uitați, uite cum arată. Hai să o tăiem. Iar acum, haideți să vă arăt rezultatul. Ia uitați-l. Ia uitați cum arată. Mama, mama. Nu vă spun. De-abia aștept să... Bine, eu știu cum este la gust. De-abia aștept să mănânc. Așa că... Dacă v-a plăcut ce ați văzut, eu vă spun spor la treabă, poftă bună și ne vedem la următorul video, pe curând. Lăsați un comentariu pe acolo. Vă îmbrățișez cu drag, pa!